Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se apropie Olimpiada de la Tokyo, emoții mari, se petrec și atacuri perfide. O doamnă japoneză a fost arestată după ce a încercat să stingă flacăra olimpică. Flacăra tocmai era purtată de ștafetă prin orașul Mito din prefectura Ibaraki. În Ibaraki s-a întâmplat? Da, domnule, exact în Mito, Ibaraki, la 100 de kilometri de Tokyo. Nu mă nebune acolo. Zici că în Drăgășani? Chiar în Drăgășani, adică... La Drăgănești, Olt? De altfel, eu mă întreb, flacăra asta olimpică, ea e dusă, nu-i așa, știm, pleacă la un moment dat cu 2 ani înainte din Grecia, de unde se aprinde ea, de la soare, frumos. Cu ce a traversat și România de vreo câteva ori, mă și mir că a reușit să o traverseze fără să dispară. În România iau mai mult timp de traversare, și aici se mai rătăcesc, sunt indicatoare lipsă, nu știu ce, dar când trece apa, că, mă rog, ca să ajungă în Japonia, trebuie să treacă gârla. Așa. Pe barcă. Aleargă omul cu pe punte în jurul catargului? O fi pe eliptică de aia, cum aveți voi. Adică ei trebuie să alege, că nu poți să stea cu flacăra olimpică. Poate fac joc de glezne. Când aduc flacăra Lumina Sfântă de la Ierusalim, înțeleg că o țin liniștită cu minte sau un avion cu ea. Asta da. Dar cu flacăra olimpică nu merge. Trebuie să alergi cu ea. Nu? Da. Bravo. Sau mă rog să mergi. Deci crezi că merge pe barcă într-un încerc? O fi un vapor mai mare și se plimbă pe punte. Bun. Deci pentru acest atac terorist, cum spuneam, când flacăra olimpică a ajuns în orașul Mito din prefectura Ibaraki, o doamnă japoneză, Kayoko Takahashi, a folosit un pistol cu apă. Caterinca. Momentul a fost înregistrat, flacăra alerga încetişor, purtată de alergător, pâc, 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 și la un moment dat... Asta. Banzai. Dacă era la noi, era o doamnă de la etajul 2 cu o găleată cu apă. Exact. Cu lături. Pleacă de pe cireșele mele. Da. Adevărat. Vecinele mele mai în vârstă aveau o precizie adevărată când aruncau găleata cu apă fiartă. Pe vremea aia în București exista apă fiartă, știi? Exact. Da. Și nu puteam și joc de ea. La cireșe. Da. Aruncau pe copiii care se urcau în copac. Deci doamna Kayoko Takahashi aștepta liniștită cu pistolul de apă. Bă, are un pistol de la mare așa, cu pompiță. Galben... un șprițăr, da. Ar veni. Și alergătorul care ținea torța mâna a ajuns în apropierea ei. În acel moment a îndreptat arma către flacără, s-a descărcat, stropind-o de câteva ori. Fără să reușească să o stingă, timp în care a strigat că este împotriva Olimpiadei. În contextul epidemiei de coronavirus. Acum în Japonia este o mare dezbatere dacă se ține sau nu Olimpiada, pentru că este epidemie. Acum se ține, nu mai au ce să fac. Da, a fost imediat înconjurată de agenți de poliție și a fost reținută. Deci flacăra a fost salvată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.